mă adresez. Nu pot înțelege cum procedează Procuratura Generală la noi în Moldova. M-au chemat să semnez răspunsul la o cerere, că eu am dat acolo totdeauna, vin și depun cereri, sunt mai mult de 100. Și la una din cereri m-au chemat să iscălesc, să mă iscălesc, adică să o primesc. M-au chemat, eu am venit la unde se dă un sediu acolo mic. Doamnele mi-au spus că intră în acel mai mare și o să spuneți la pază să cheme cine acolo care răspunde să-ți dea răspuns, că aici nu avem răspuns. A venit acea doamnă cu răspunsul și m-a pus să semnez să-mi dea răspunsul. Desemnat am semnat, răspunsul nu mi l-a dat și mi-a dat un număr de telefon care am sunat, și nu ne-a mai răspuns nimic. Unde a fost? La Procuratura Generală, da, așa ceva? Da, Procuratura Generală. Iată cum procedează Procuratura Generală cu răspunsurile la cererile cetățenilor. Eu m-am iscălit, dar eu nu știu pentru ce m-am iscălit. Ei mă cheamă pentru că... Foaia era albă? Da, dar era. Nu i-a dat... Ce, i-a dat număr? I-a dat foaia albă și m-am iscălit. Dar ce m-ai iscălit? Foaia albă nu puteți să vă semnați. Dar eu nu văd ce e foaia și eu. Văzut că eu adus foaia. Pentru m-am iscălit, pentru ca să-mi dea răspunsul, pentru că acolo foaia care semnat era albă, era albă, da? Da. Mai avea acolo niște foi, dar asta, iată, te iscălești aici, mi-a arătat aici, te iscălești, ca să-ți dau răspunsul la cererea, iată, la o cerere acolo care am cerut ca să fie dosarul cererii polițiști, întors înapoi la Sângerei. Și m-am iscălit, dar nu știu pentru ce m-a iscălit, totuși, păi nu ți-o dau, eu am început să striga la ea, de că m-am iscălit, de-mi înscris, că eu doar totdeauna cer înscris. Și ea că a fugit, filmat, că uneori mai a fugit, pentru că nu, n-am filmat, nu, iată, nu, dar este acolo, mi se pare că se filmează în dar nu te-ai plâns la poliție? Să vină să ceară înregistrarea video? Nu m-am adresat. Cine să obțină? Dar și nu știu, păi eu zbomj în țara asta, așa că mă aștept la orice, pentru că poliția din Sângerei mă caută să mă lichideze, să mă aresteze, nici nu știu ce mai vor să-mi facă, îmi sună și nu mă... Deodată a spus că e poliția din Sângerei, eu i-am refuzat că nu vorbesc cu poliția din Sângerei, mai pe urmă ei vin, ei iară sună și nu se... mă întreabă, e cu Coș Veronica, eu spun, dar cine sună și cu cine vorbesc? Și iar mă întrerup, iar mă întreabă și nu vor să se prezinte. Iată ce face poliția, poate și din autorități, eu nu știu din ce intenții au ei cu mine, nu știu, dar iată cum procedează și Procuratura Generală, de Sângerei nu mă pot apropia, pentru că ăsta mi-e mințată, cum mă apropii? Mă lichidează, nici nu știu ce vor să-mi facă. Stau prin Chișinău și boschetar. Stau pe unde năpădești. Iată realitatea mea în țara, boschetar în țara proprie. Depus odată de casa părintească, amens peste amens. Aici nu mă găsesc și nu mă... N-au unde îmi trimite, de atâta îmi sună pe telefon. Iată, dar amienzile, nu știu, milite... Da. Da, nu semnează nimeni pe foaia albă, pentru că cineva poate să păcălească, spune, da, semnează aici, pe foaia asta albă și după asta cine știe ce să scrie acolo, adică ceva ce tu după asta ai semnat și ai acceptat. Dar iată toate semnăturile este unde? În Procuratura Generală. Iată ce procuratură este în țara asta, dar... Dacă Procuratura Generală e așa, celelalte procuraturi, cum mai sunt? Dă-i pentru ce semnați. Dumneavoastră, până nu studiați lista, nu puteți semna. Nu puteți semna. Au mai pățit oamenii așa la poștă, nu vrea să semneze până nu-i dă plicul. Dar ăștia nu-i dau plicul până nu semnează. E ca când? Când? Da, iată cum. Iată ce se întâmplă în Procuratura, iată ce fac procurorii. Acum nu știu. Am primit dosar penal, am primit scrisoarea aceasta. Și folosesc pentru ce m-am semnat, nu știu, poate am semnat pentru că ca să fiu lichidată, nu știu. Nu știu, dar asta a fost în incinta Procuraturii Generale. Dar hotărârile, încheierile din ședință nu ți le dă până nu semnezi. Din tăi semnează pe urmă, după ce te uiți, să dă cu data din urmă și să trecute termeni. Ia ca și fac ei. Asta e justiție bandițească. Nici în Africa nu e așa justiție. Noi nu mai vrem să trăim după legile bandițești rusești. Trebuie odată să o luăm spre Europa,
Doamnă președinte Republicii Moldova, pierdem alegerile, semnați decretul de stat ieșuat a Republicii Moldova și unire cu România. Totdeauna Basarabia, în faza 5, au fost luate de la români, de ruși. Alipirii cu România dacă pierdem alegeri, nu se mai poate. Noi după alegeri bandițești nu mai vrem să trăim. Eu 57 de ani n-am văzut așa ceva. Cât de cât legii lucrau. Acum au venit la conducere procurori, judecători și așa mai departe, care trebuie să răspundă pentru 7 aprilie și așa mai departe. V-am spus, procurorul Tocarciuc merge în mașina lui Sorsa, procuror din 2006. În mașina lui Sorsa, casa și apartamentul lui Soacrsa și aluia. Ia ca ce face el. Dar el face, mi-a spus procuror Afanasie, cine tu acum e în comandirovcă la Buican, duce de ce face el. Ia ca ce. Vin în comandirovcă, e viceprocuror Sângerei, face mișmașuri și așa mai departe. Om bun, ești liniște, ești pete mișmașuri de acum. Dumnezeu a început să va pedepsa așa, n-ai vedere, tată, cancer și așa mai departe. Liniștește odată, te rog eu ți-am scris mesaje, că te-am cununat să te educ. Înțelegi? Pentru porcăria care o faci tu, oamenii fug după hotare și soția, dacă și fost o femeie hâtră și deșteaptă, băi, cum te-ai educat eu pe tine și fiica mea? Am îmblat toate protestele lui Năstase aici în Chișinău, când era cei mai mare zarvă. Eram dușmanul Ciorescului și așa mai departe. Acum, mamsa procurorului Matuș să-i spune, dar se poate de trăiești în Republica Moldova fără să te duci pe hotare. Tu proastă și nesămțită și ești tu. Totdeauna o să fie adus în țară. Acum i s-a dat ordine să fugă din țară cu amantul ei. Neavând câștig de cazare. Auzi? Unde ducem că mie aș vine Oleg Chirva să vorbesc pentru dânsul amoleacă, el de mult pornit în coase. Okay. Ne ducem la curtea de la CSM, la CSM ne ducem. Oriunde trebuie. Eu protest la ministerul, la guvern. O, mergem toți, taman ne în drum.